Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În episodul acesta vă voi arăta diferența dintre potențiometrele lineare și cele logaritmice. Dar înainte de asta trebuie să vă spun ce este cu această componentă. Potențiometrul este o componentă pasivă asemănătoare cu rezistoarele, dar cu valoare variabilă a rezistenței. Pentru început să vă arăt simbolul. După cum se observă, fiind aproape același ca în cazul rezistoarelor. Diferența fiind o linie oblică cu o săgeată. Simbolul arătându-ne că rezistența acestei componente pasive este variabilă. Cel mai simplu potențiometru este format din 3 terminale. Dacă măsurăm terminalele din margine, vom avea o rezistență fixă, indiferent de cum rotim de potențiometru. Dacă măsurăm între terminalul din centru, fiind numit și cursor, și unul dintre terminalele laterale, vom avea o rezistență variabilă în funcție de cum rotim potențiometrul. Cum măsurăm un potențiometru? Cu ajutorul unui multimetru. Pentru început, selectăm multimetrul pe măsurarea rezistoarelor, unde avem simbolul omega. Eu voi folosi aceste cabluri de test cu crocodili, pentru că e mai ușor în a mănui potențiometrul. Atașăm cablurile de test în zona de măsurare a tensiunii, de regulă. Să luăm acest potențiometru ca exemplu. La conectarea cablurilor de test pe terminalele din margine, aici și aici, hai să conectăm. De asta v-am spus că e mai ușor cu aceste cabluri de test. Cu cele clasice ar fi fost un pic mai greu. Vom avea o valoare fixă a rezistenței, indiferent de cum rotim potențiometrul, după cum se vede. Dacă atașăm cablul de test pe terminalul din centru și celălalt cablu de test la unul dintre terminalele din margine, cel de aici sau cel de aici, îl lăsăm pe cel din partea stângă, la rotirea potențiometrului, valoarea rezistenței va varia, după cum se vede. Potențiometrele analogice sunt de două tipuri, cu reglaj linear și logaritmic. Notația fizică pe aceste componente pasivă este prin intermediul a două litere. Cele logaritmice sunt notate cu litera A în fața valorii potențiometrului, iar cele lineare sunt notate cu B în fața valorii potențiometrului. Deci, logaritmic și liniar. Logaritmic cel din partea stângă, liniar cel din partea dreaptă. Primul tip, după cum spune numele, are un reglaj liniar. Gen, dacă reglăm la un sfert, vom avea un sfert din valoare totală a potențiometrului. Să spunem că avem pe cel de față de 100, la un sfert avem 25 kΩ. Dacă reglăm la jumătate, vom avea jumătate din valoare totală a potențiometrului. Al doilea tip e un pic mai greu de explicat, asta pentru că logaritmic vine din matematică. Dar pe înțelesul tuturor, la rotirea potențiometrului, valoarea în ohmi va crește foarte lent. Iar la peste 70-80% din reglajul potențiometrului, am spus un procent aproximativ, 70-80%, valoarea în ohmi va crește vertiginos. Să vă arăt și o demonstrație practică între potențiometrele liniare și logaritmice, prin măsurarea cu multimetrul. După cum v-am spus, dacă măsurăm terminalele din margine, vom avea o valoare fixă indiferent de cum reglăm. În cazul nostru de 96 de kΩ, bineînțeles că cele liniare sunt notate cu B, dar dacă mutăm un cablu de test pe cursor, vom avea o rezistență variabilă. În cazul celor liniare, dacă reglăm la un sfert, vom avea un sfert din valoarea potențiometrului în ohmi, aproximativ 20 spre 25, da? Dacă reglăm la jumătate, vom avea jumătate din valoarea potențiometrului, de 50 de kΩ în cazul nostru, din 100. Deci avem un reglaj liniar. Jumătate, 50 de kΩ aproximativ. Să testăm și pe cel logaritmic, să vedem diferența. De fapt, aici e partea cea mai frumoasă. Asta pentru că cele logaritmice se folosesc mai rar, din câte știu eu, doar pe partea de volum, nu mai știu dacă și în alte părți, volum audio, mă refer, în amplificatoare.
Dacă măsurăm terminalele din margine, vom avea 94 de kilo cu aproximativ. În fiecare potențimetru are o toleranță de plus minus 20%, mi se pare destul de mare, dar asta e. Și indiferent de cum rotim de cursor, valoarea este fixă la margini. Practic, că nu v-am arătat la început, noi am pus cablurile de test la marginile acestui simbol. Aici și aici. Cel de aici fiind pinul din mijloc. Dar haideți să mutăm cablul de test pe terminalul din centru, ca aici e partea frumoasă. După cum v-am spus anterior, reglajul unui potențiometru logaritmic este cu mult diferit. Dacă ne ducem la un sfert din rotirea maximă a acelui potențiometru, observăm că avem 7 kΩ din 100, din 94, pardon, că în cazul acestuia asta e valoarea maximă. Dacă rotim spre jumătate, aproximativ jumătate, vom avea 20 kΩ din 94. Rotim mai mult, la aproximativ un sfert, ceva gen, pe aici pe undeva, avem 58-59 de kΩ din 94. Iar mai departe, valoarea crește brusc. Acesta este potențiometrul logaritmic. Iar acum voi încerca să fac o demonstrație practică utilizând potențiometrul, cele două tipuri de potențiometre, liniar și logaritmic, pe post de volum, pe partea de volum audio. Avem de față un kit cu TDA 2002, dacă doriți să vedeți asamblarea lui și testarea, aveți link în descriere. Dacă nu știți cum se montează un potențiometru de volum, cum se pune în circuitul de intrare în cazul unui amplificator audio, tot la fel aveți link în descriere cum se face acest lucru, ca să nu mai stau să explic în episodul de azi. De față avem un potențiometru liniar, așa literă B ne demonstrează acest lucru. Pentru a vă da seama mai bine, o să punem acest knob, ok, montat, să pornim o melodie. Acesta a fost testul cu potențiometrul liniar de 100K. Să testăm și cu potențiometrul logaritmic. Acea literă A ne demonstrează că este un potențiometru logaritmic. O să punem acest knob la fel, ca să vă dați seama mai bine de rotația cursorului potențiometrului. Să dăm play la muzică. Volumul din computer, din placa de sunet, este la fel, identic, deci nu am schimbat, nu am trucat cu nimic. Altfel aș fi influențat testul de față. Deși nu știu cât ar fi de sesizabilă diferența. Și ultima demonstrație practică. De data aceasta nu am mai pus un difuzor pe ieșire, ci un rezistor ca sarcină de 4 ohmi. Sunt practic două în paralel, dar nu contează acest lucru. Pe noi ne interesează să vedem la reglajul potențiometrului. Acum avem unul liniar de 100K, din câte se vede, reglat la minim, și osciloscopul în partea dreaptă. Dăm drumul la semnal, un generator de ton la 1 kHz. Sper că se vede potențiometrul, să reglăm. Da, la jumătate avem pe undeva pe la 4V vârf la vârf. Trei sferturi cu aproximație, 7V, 7,1V vârf la vârf. La jumătate din nou, ceva gen. La un sfert pe undeva pe aici e sfert, că el începe din zona asta potențiometru, nu începe chiar de jos. Pe aici cred că ar fi un sfert. Ok, țineți minte acele valori. Am montat și potențiometrul logaritmic a 100K, sper că se vede. Pornim generatorul de semnal la 1 kHz și să rotim de potențiometru. Și undeva pe la 500 de milivolți vârf la vârf, la un sfert, da?
Dacă rotim, la jumătate avem 1,5V vârf la vârf. În comparație cu, dacă mai țin minte, punda pe la 4V vârf la vârf, la 3 sferturi. Avem 4V vârf la vârf, ce aveam practic la jumătate, exact în zona respectivă. Da? Deci ați observat cum reglează un potențiometru logaritmic. Pornește mult mai încet față de unul liniar. Da, la jumătate 1,7 în comparație cu 4, cum era înainte. Și am demonstrat practic diferența dintre potențiometrul logaritmic și unul liniar, analogic. Ați aflat cum se poate măsura cu multimetrul. Aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!